În urma furtunilor de marți seară, în dispeceratul integrat Isusaj Suceava au fost înregistrate 42 de apeluri pe numărul unic de urgență 112, care au anunțat diverse evenimente. Este vorba despre incendii provocate de trăsnet, copaci căzuți pe partea carosabilă sau în gospodării, cabluri electrice rupte și elemente de construcție căzute de pe acoperiș. Au căzut copaci pe raza localităților Siret, Vatra Dornei, Volovăț, Frumosu, Dorne Rini, Neagrașarului, Todirești, Fântâna Mare, Cumpărătura, Hânțești, Suceava, Udești, Chiril, Mălini sau Mereni. Au avut loc misiuni de recunoaștere și intervenție operativă în situații punctuale. De asemenea, pe raza mai multor localități din județ au căzut crengi de copaci pe partea carosabilă și s-au rupt cabluri electrice. La Fălticeni a căzut o bucată de tablă de pe acoperișul unui bloc de locuințe pe plus 4. Suprafața totală afectată a fost de 25 de metri pătrați de tablă. Totodată, din cauza trăsnetului direct în dorna candrenilor, a ars un fânar pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. La Dărmănește a ars un adăpost de animale pe aproximativ 50 de metri pătrați. Și tot la Dărmănește a ars astereala din lemna acoperișului unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.